Salut, prieteni! Sunt Marius. Am astăzi pentru voi un film care vreau să vă prezint un telefon relativ nou pe piață. Este vorba despre OnePlus X. Este un telefon care se poate cumpăra doar prin un sistem de invitații. El nefiind disponibil în retail. Și telefonul costă undeva la 270 de euro. Telefonul este produs în China, la fel ca multe alte telefoane în ziua de astăzi. Și este o versiune, este un telefon de 5.5. Cu un display de Full HD, 1920x1080. Există un sistem, cum spuneam, un sistem de invitații pe baza cărora se poate obține telefonul. Din punctul meu de vedere, nu este cel mai isteț mod de a vinde un produs, însă așa au ales cei de la OnePlus. După cum vedeți, în pachet pe lângă telefon avem un SIM ejection tool, un case, o carcasă pentru protecția spatelui, care găsesc că este mai mult decât binevenită, ținând cont de faptul că telefonul are ca și material, atât în față cât și în spate, geam, sticla, lucru care generează lucruri care atrage, materiale care atrag amprentele. Haideți să vedem ce mai conține pachetul. Avem un pliculeț cu Quick Start Guide, ghid de pornire rapidă, User Guide și probabil garanție. Și atât. De asemenea, avem un cablu USB și un charger. Deoarece cablu USB este același, este același ca unul standard, ca să zic așa. Practic, nu avem nevoie de cablu în mod deosebit. În ceea ce privește SIM-ul, acest telefon poate găzdui două SIM-uri. Fie două nano SIM-uri, fie un nano SIM și un micro SD. Însă nu este un telefon dual SIM full activ. Telefonul are niște specificații destul de ok. Are un microprocesor 801. Are 3 GB de RAM și rulează o versiune pură de Android. Haideți să-l pornim pentru prima dată și să vedem cum arată. Este foarte ușor, este foarte foarte plăcut la atingere. Ok. Ecranul de bun venit.
Ok. O să-l punem pe English United States. Mai departe. Insert card. Not sure how. Ok, o să sărim peste introducerea cardului. Și suntem... ni se cere să ne conectăm la Wi-Fi. Am introdus parola și ne vom conecta. Ok, să verifică conexiunea. După cum vedeți, în partea de din dreapta sus sunt două pictograme care arată ca un SIM card care sunt tăiate și o pictogramă pentru Wi-Fi, de asemenea o pictogramă pentru baterie. În partea de jos avem butoanele care din păcate nu sunt iluminate, butonul de home, de back și de multitasking. Lateral avem un tip de switch cu 3 poziții. În partea din față avem o cameră de 5 megapixeli, dacă nu mă înșel. Lateral avem butoanele de volum, butonul de pornit-oprit. În partea de jos avem microfonul, difuzorul și portul de încărcare. Iar pe spate o cameră de 13 megapixeli. Care are inclusiv o protecție. Ok, după cum vedeți, partea din spate este din sticlă și reprezintă practic un magnet pentru amprente. O să folosesc skin-ul livrat pentru a îl proteja. Ok. Verifică conexiunea, nu știu care e motivul pentru care durează atât de mult. Ok, o să sărim peste acest pas. Cere nume, prenume. Ok, next. Set screen lock now. Sărim peste acest pas. Help Google, help Android, suntem de acord. Putem să folosim butonul software, ceea ce afișează pe ecran butoanele, sau putem să folosim butoanele hardware, între ghilimele, care sunt în partea de jos a ecranului. O să aleg... sunt câteva gesturi cu care putem... care ne oferă niște shortcut-uri, double tap pe ecran pentru a trezi divers aparatul, desenezi un O pe ecran pentru a deschide camera, faci un V pe ecran pentru a porni lanterna și avem posibil tras cu două degete pentru a da drumul la muzică. Next. Ce interesant e că telefonul nu conține căști. Shelf este o funcțiune care este încă în beta. Ok, nu știu ce este Enable Shelf. O să-l activăm. Bun. În acest moment avem prezentat ecranul
telefonului. Haideți să vedem ce aplicații vin instalate. Avem auto, calculator, calendar, cameră, Chrome, ceas. La ora asta este 1:32. Nu știu ce oră consideră el. Consideră ora din China. Să punem ora din Germania. În mod normal, dacă aș fi introdus o cartelă, lucrul ăsta s-ar fi întâmplat automat. Suntem la GMT plus 1 la Berlin. Ok. Mai departe, avem contacte. Evident, în acest moment nu e niciun contact. Documente, downloads, Drive, Google Drive, fișiere, Gmail, Maps, Google Maps, Messenger, OnePlus Radio. Are inclusiv un radio FM în confort. Și are nevoie de căști pentru a recepționa radio. Ok. Mergem din nou la radio. Am introdus căștile. Nu știu pentru ce nu le vede. Ok. În acest moment... recepționează un post. Cred că este Bayern 3. Observ că radio nu are RDS. A, da, ok, scuze. Apare undeva în partea de jos postul care este și evident aici apare și poarta de RDS. Ok, Bayern 2. Bun. Ce alte aplicații mai avem instalate? Photos, Play Movies, Play Music, Play Store. Setări. Un fel de o versiune de Excel, o versiune de PowerPoint. Și cred că asta era o versiune de Word. De asemenea, avem YouTube instalat. Ok, prieteni. Aceasta a fost. Este un telefon relativ nou. Haideți să vedem dacă găsesc eventual un update de sistem. Avem aici că OnePlus Oxygen este disponibil. Deci este vorba de Oxygen OS, care este o versiune de Android pură, dacă sunt eu bine informat. În partea de jos avem deci butonul de înapoi, butonul de home, butonul de multitasking și se pot face diferite setări ale telefonului, însă e prematur să vorbesc despre acest lucru pentru că e un lucru nou pentru mine. O să fac și niște teste, niște benchmarks, o să le compar cu celelalte telefoane pe care le am și o să postez rezultatele sub forma unui filmuleț în viitor apropiat. Ok, prieteni, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!